prima secțiune, să zic așa, manifestării de astăzi, a simpozionului, pentru că l-am împărțit, fiind foarte obositor să stăm 5-6 ore aici, atunci am considerat că, ca și anii trecuți, acordăm prima parte a primul calup îl dedicăm comunicărilor susținute de istorici, de cercetători. Urmând ca în partea a doua să ascultăm mărturii ale luptătorilor anticomuniști și ale foștilor deținuți politici. Din ce în ce mai puțin și din ce în ce mai puțin în mod valid printre noi, astfel încât deja de anii trecuți am început să-i chemăm să-și spună câte ceva din poveștile lor și pe urmașii direcți ai luptătorilor anticomuniști, pentru că la rândul lor aceștia au suferit și au trăit adevărate drame, de multe ori comparabile cu ale celor pe care nu i-au văzut și despre care nu știu nimic ani mulți, ani îndelungați. Adică ale înaintașilor lor. Și avem, sunt prezenți aici, o serie de urmași, de luptători anticomuniști și o să-i chemăm după această... Acum noi ne-am gândit să prezentăm un video de circa 30 de minute, din care o parte reprezintă o reconstituire cinematografică a episodului diversiunii create de securitate în 1951, dacă nu mă înșel, în Valea Zârnii, episod relatat în primul capitol din primul volum, pardon, din memoriile lui Ion Gavrilo Voranu. Da, da. Este un episod interesant pentru că și prima parte, deși este o mică parte din filmul Portretul luptătorului la tinerețe, care reconstituie destul de fidel acest episod, urmând apoi relatarea lui Ion Gavrilo Voranu, o înregistrare făcută la nu mulți ani după Revoluție și care se află în arhiva personală a lui Coriolan Baciu și acum se află și în arhiva Fundației Ion Gavrilo Voranu. Și o să comparăm un pic cum este făcută reconstituirea și cum relatează Ion Gavrilo Voranu. Înainte de asta aș vrea să vă spun că vreau ca astăzi, în partea a doua, și chiar dacă este nevoie și după masa de seară care va avea, cei care au masă la mănăstire, care s-au înscris pe listă, au la ora 18:30 masa, vrem să rămânem și să-l ascultăm pe domnul profesor Radu Ciuceanu. Pentru că nu de multe ori avem șansa să avem în mijlocul nostru un martor al istoriei, un martor al un participant, așa cum spunea Coriolan Baciu, la rezistența efectivă armată împotriva comunismului. Mai ales că domnia sa este și unul din cei care au trecut prin iadul reeducărilor de la Pitești. Și aș vrea ca noi, ca dumneavoastră în special, să-i punem întrebări. Și o să vă rog și pe cei de la etaj să veniți jos, în partea a doua, acum în această jumătate de oră. Deci, domnul profesor, nu o să scăpați prea repede de noi. Pentru că, și încă ceva vreau să mai spun. Tot ceea ce s-a vorbit azi și ceea ce... intervențiile fiecare dintre dumneavoastră, segmentate pe calupuri, vor fi prezentate pe internet. Astfel încât fiecare intervenție, fiecare comunicare va putea fi vizionată pe rețelele de socializare sau pe YouTube, astfel ca, în felul ăsta, cât mai mulți oameni să poată vedea, să se poată bucura de comunicările care au fost susținute aici. Deci, 30-40 maxim de minute de video. Pentru unii poate să fie și o pauză de țigară, este la latitudinea fiecăruia. Deci, în câteva momente vom începe cu lecția.